situația este clară, o dezvăluie acum, pentru că voi dacă vom cu domnului, domnule, luați șramă, voi interveni și eu și ascultăm opinia voastră. Această carte, din fundament, sapă, aruncă totul în aer, ceea ce privește raportul lui, spunea, nu? Și de al doilea rând, aduce o problemă pe care el, spunea, nu? Simțându-se vinovat, nevroi să recunoască. Da, domnule, din punct de vedere științific, raportul pe care l-am girat în 1906, mă scuzați, are slăbiciune în sale. Dar el nu spune asta. El ridică o problemă falsă pe care o pune în atenția română. Cine a fost Pacepa? A fost Părător sau nu? Vom reveni asupra acestei probleme spre interesul dumneavoastră și până atunci să ascultăm pe domnul Petrus. Bine ați venit să vă atingești. Aia vorbește perfect românește. Este prieten de-al nostru, mai ales că de 7 ani căsătorii cu româncă. Are o fetiță foarte frumoasă care vorbește la fel de bine românește ca și avem pe niște. Ziceți cu filmul. Mulțumesc. Eu pe ce este la... Privați, sunteți dragii noștri, am învățat lumea română pentru înțelegerea mea, pentru exprimarea la alții și din cauza aceasta e puțin creativ. Eu înțelege legile gramatică, dar nu folosim. Scuze. Cartea aceasta a fost scris în primul rând pentru audiența americană. Și a fost scris într-un mod, mi se pare normal pentru istoric. Am fost chiar am lucrat pe o altă carte. Și, de fapt, cartea aceasta a fost în 2002, a fost o carte despre reforme de servicii de informație română post-comunist. Problema a fost că dinamic care a lucrat în toate zone, pe acest topic, a lucrat în România foarte des, într-un mod exact invers. Și să explic asta la audiența americană și să înțelege asta eu însuși, a fost necesar să sapă puțin mai adânc să văd de ce aceste relațiile au fost așa de deosebite în comparație cu Paco Vașovie. Așa, am ajuns cu cartea asta care a fost introducere și când am ajuns la pagina 1600, am tăiat în două și am publicat cartea aceasta pentru înțelegere și a mea și a alții înstatunite din trei puncte de vedere special. Primul a fost pentru americanii să înțelege ce a fost starea reală de relațiile înăuntru Paco Vașovia. A doua a fost să văd cât de departe percepția americană a fost de ce a fost reală în Paco Vașovia. Și al treilea a fost cât de mult dezinformare programată și coordonată din restul Paco Vașovia a afectat acest percepție americană. Am intrat în problematică românească în 1978. Eu știu exact asta, din cauza am intrat în problematică spațiul sovietic ca un războinic în pregătire pentru războiul rece, asta pe scaun cu analiză, în 1975. Și noi am fost forțați, sugerat foarte puternic, după câțiva ani, să lege și eu a doilea specialitate în zona aceasta, de obicei o țară sau un regiune cumva la graniță sau înăuntru blocul soviet. Și am ales România. Și acolo am înregistrat niște lucruri care n-am dat o importanță specială până mijlocul anii 80. Dar oricând a fost spus ceva bun despre o acțiune luată de România sau o declarație făcută de România, a fost o grămadă de voci din aceeași echipă de academici, analiști academici din Statele Unite, specializat în Europa de Est, că n-a fost exact așa. Așa, românii n-a chiar făcut asta sau n-a făcut ceva așa de mai mult decât a fost făcut de polonez sau de maghiar. Așa, asta n-a fost prima considerare pentru mine, din cauza am fost orientat în principiu pe linie de sovietic și asta a fost numai o chestiune secundară. Când am ajuns la cartea aceasta, toate aceasta am făcut să minte, în special când am descoperit că, de fapt, a fost acest program foarte bine coordonat de toate ziarele, toate academiile de știință, toate presă, din toate țările din Paco Vașovia, din afară de România, despre abordarea românească.
Și aici chiar e programat pentru un an în viitor toate publicații legate cu România și simpozium care vor fi dat publicitate și în limba de circulație internațională. Acum eu înțeleg foarte bine ce se întâmplă atunci, o capcană în care și eu am căzut în mijlocul anii 80, că dacă ai sute de voce care spun da, un singur acolo, un colț care spune ba, e nebun. Nu e adevărat, nu e, din cauza asta este metodologia occidentală, în general, din orice fel de analiză, sau academic, sau de informații. Ai o sursă, conformare, o două conformare, a treia conformare, și singurul sursă acolo, lipsit de orice fel de conformare, cade. Atunci, când am lucrat pe asta, am avut niște surprize foarte tare. În primul rând, niște lucrurile care n-am înțeles niciodată înainte. Unul dintre ei a fost că abordarea românească împotriva sovietici n-a avut nimic să facă cu comunism. Și aici a fost ceva foarte interesant. Și un fel de terapie care am angajat. Din cauza schizofreniei dezvoltate în timpul anii 80, când am fost aici ca un bursier. Primul rând pentru un fel de bursier pentru o limbă română și după asta pentru 2 ani ca un Fulbright. Și asta a fost, am intrat în problematică românească pe linie strategică. A fost în cadrul de război rece și tot timpul am fost focalizat pe chestiuni în care relațiile între Statele Unite și Uniunea Sovietică și ce fel de rol alte țări, special dinăuntru Pacta Varșovia, a jucat în asta. Ei au fost prietenii noastre, au fost prietenii sovietici și au fost situația. Așa am fost foarte bine intrat în problematică dizidență, opoziție românească în față de Uniunea Sovietică. Dar când am ajuns aici, la începutul anii 80, în special la mijlocul anii 80, am văzut cu toți oameni cu care am întâlnit niște minte sclipitori care ar fi considerat strălucit în Europa de occidental, a fost așa de confidenț din cauza lagară care a fost creat în perioada aceasta. Și atunci am avut această problemă să merg cu înțelegerea mea despre un comportament care a fost de când în când chiar eroic din partea României, dar la aceeași timp să fii într-o țară în care regim este așa de respingitor, în care a fost imposibil să suport pentru ei care au fost acolo și pentru oameni care au trecut prin asta. Și am înțeles în căutare și în cercetare pentru cartea aceasta despre ce a fost vorba. Și, de fapt, pentru mine, o explicație aproape de ce este așa de dificil pentru românii să abordă istoria lor acum, astăzi. Se pare că regimul comunist, în special astăzi lui Ceaușescu, a abordat politica internă și politica externă cu două seturi de norme și valoare exclusiv reciproc. Și aici a fost o chestiune foarte interesant. Și e foarte normal din punct de vedere politică externă. Din cauza aici, ei au preluat aceeași politică din perioada interbelică. Din cauza a fost singură șansă pentru o țară care n-a fost mare și cu armă nucleară. Dacă vreți o stare de egalitate cu alte state, singurul sprijin, fără un patron mare, a fost drept internațional clasic liberal. Suveranitate, egalitate, toate aceasta, toate punctele care mi se pare că România a auzit fiecare zi ad nauseam pentru toate perioada aceasta. Crezând și că de fapt a fost numai o mască pentru altceva. Dar aici chestia a mers foarte tare, foarte lung. Și asta a fost o bază de o politică care chiar a câștigat o grămadă de sprijin pentru un regim comunist care n-a fost deloc legat cu comunism. Și aici a fost o chestiune foarte interesantă și una dintre complicații care a ieșit mai târziu. Politica internă, pe de altă parte, a fost bazată pe o înțelegere și o abordare de comunism foarte primitivă, care nu poate să împărți putere din afară de dictator proletar deloc. Și nu poate să aibă orice fel de proprietate din afară de stat în stat, care a blocat orice fel de liberalizare sau reformă în stat. Așa, n-a fost posibil să schimbe lucrurile dacă omul n-a fost schimbat și regimul cu el. Și aici mi se pare este, cel puțin pentru mine, a fost o înlesnire din cauza a descris schizofrenica și ea am simțit despre asta. Și cartea aceasta a fost o abordare despre acest război înăuntru Pacta Varșovii, împotriva României, din cauza acest politică care n-a fost comunist, a fost
cum este descris foarte des în documentele de stase și KGB, a fost cu lipsă de orice referință la clasă. Și aici a fost ceva care a fost scris foarte clar în această declarație de independență în ghilimele de la aprilie 1964. Și a fost reiterat aproape așa, fiecare an, aproape fiecare lună. Și asta a fost că trebuie să abordăm relațiile internaționale. Dacă vrei să abordezi asta într-un mod sănătos, trebuie să fii fără ideologie. Și asta a fost punctul principal care a laudat Gorbachev după 85, ca el a abordat asta. O linie care România, nu numai că România a adaptat mult mai înainte, dar ei a luptat și împotriva sovietic și împotriva toate cealaltă membri de Pacta Varșovii să împinge asta. Și să văd că China câștigă foarte mult pe linia aceasta astăzi, să merge pe plan internațional fără ideologie. Ce altceva să spun despre cartea aceasta? Nu știu exact ce trebuie să explic lucrurile. Numai că eu înțeleg, din cauza toate felul de informații care a circulat despre niște evenimentele, niște evenimente a devenit foarte, foarte controversial, contestat, exact pe linie care am experiențat de la 1978, când am intrat în problematică. Am tot timpul un mare dubiu despre lucrurile dacă nu văd documente. Și chiar dacă eu văd un citat foarte bun, că am un pic de dubiu, eu vreau să văd documente. Și din cauza aceasta am încercat să am făcut un website, larrylwatts.com, în care acum este cam 300 de documente din CIA și din Pacta Varșovia, cu este o descriere pentru asta din Pacta Varșovia în limba engleză, dar și cu trimitere link-uri la documente originale în limba originală. Din cauza experienței mea a fost că de când în când cineva poate să facă o greșeală în translație. Și mi se pare că este posibil și cu mine și alții poate să controlează lucrul. Și eu voi bagă mai multe documentele când eu găsesc. Este o grămadă acolo care am folosit, câțiva care n-am folosit, câțiva care am găsit mai târziu. Și eu vreau să dau, de fapt, o posibilitate pentru alții, din cauza că cartea aceasta este numai o zghirie pe zi. Am găsit așa de multe, dacă vezi cartea, e foarte multe footnote-uri foarte lungi. Și pe de o parte a fost parte de această nevoie să fac niște lucrurile foarte, foarte clar. Că noi știm asta nu numai din sursa aceasta, dar și din sursa aceasta. De fapt, să arată cutie neagră aceasta sau lumineză asta prin toate părți, pentru să nu fie o extensie aici care merge altundeva. Dar o parte din asta a fost tentația mea să merg pe alt drum cu niște chestii, din cauza a fost așa de interesant. Și am vrut să cel puțin marchează niște lucrurile care ar fi foarte interesant să merg mai departe pe coridorul acesta. Și n-am mers prea departe. Am deschis ușa, sper, dar am pus numai un picior înăuntru și după asta am mers mai departe cu text. Sper că a fost câțiva oameni care au citit cea puțină parte de carte și au întrebări și noi putem discuta asta.